bobiță și buburuză. Prieteni sunt de când se știu, merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și buburuză, apare soarele pe cer, peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Otita. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a intrat veselă în casa lui Bobiță. Merg la vale să adun pietricele, vii și tu? Dar Bobiță nu avea chef de nimic. Nu știu, Buburuză, mă simt atât de obosit. Mi-e fric și mă doare capul. Mă doare și urechea. Oh, ce roșii sunt obrajii, Bobiță, a spus Buburuză. Ai febră, fug repede după doctorul Bufniță. Micuța fetiță mămăruță nu s-a oprit până la scorbura doctorului Bufniță. Dragă doctore, vino repede, Bobiță se simte foarte rău, grăbește-te! Doctorul Bufniță și-a luat geanta medicală și a pornit înspre bolnav. Bună, Bobiță, lasă-mă să te văd care e problema. În primul rând te examinez. Bobiță și-a dat jos cămașa de pijama și a oftat. Deschide gura mare să-ți văd gâtul. Nu vreau, a spus Bobiță scâncind. Trebuie să văd dacă ți-e gâtul roșu, i-a explicat doctorul Bufniță. Apoi s-a uitat în gâtul lui Bobiță. Acum să mă uit în urechea ta cu pâlnia asta mică. Acest lucru nu i-a plăcut deloc lui Bobiță. A început să plângă și și-a pus mâna pe ureche. Nu plânge, Bobiță, nu doare deloc, spuse Buburuză, ținându-l pe Bobiță de mână. Consultația într-adevăr nu a durut. Deci, Bobiță, a zis doctorul Bufniță, tu ai făcut otită. Ai răcit urât? În fiecare dimineață să iei din medicamentul ăsta o lingură mare, să bei mult ceai, iar pe ureche să-ți pui comprese cu mei cald. Au venit prietenii lui Bobiță. Baltazar i-a adus miere, Fulgușor i-a adus flori de mușețel, iar Vendel măceșe. Și au fiert ceai pentru bolnav. Buburuza a încălzit mei într-o tigaie, apoi l-a turnat într-o pungă mică. Ține punguțele astea pe urechi până se răcesc. Bobiță și-a pus o șapcă pe cap și n-a mai dat-o jos până ce meiul nu s-a răcit. A doua zi, Buburuză văzut pe masa lui Bobiță niște pietricele minunate. Bobiță, pietricelele astea sunt minunate, de la cine le-ai primit? Chiar eu le-am adunat de pe marginea apei, spuse Bobiță mândru. Tu le-ai adunat? Întrebă Buburuză nervoasă. Asta n-a fost o idee bună, încă nu ești vindecat. Acum vei cădea din nou la pat. Din păcate, Buburuză avusese dreptate. Spre seară, temperatura lui Bobiță crescu. Prietenii l-au vizitat în fiecare zi, îi citeau povești și încercau să-l distreze. Pe măsură ce Bobiță se însănătoșea, Buburuză se simțea tot mai rău. Sigur, a luat și ea răceala. Acum Bobiță o îngrija pe Buburuză, îi fierbea ceaiul și îi umplea buzunarele șepcii cu mei cald. Doctorul Bufniță a venit și la Buburuză. Așa deci, se pare că am treabă cu încă un mic bolnav. Bine ai mai luat răceala asta de la Bobiță. Doctorul i-a spus și lui Buburuză ce are de făcut. Apoi l-a consultat din nou pe Bobiță. Tu nu mai ești bolnav, totuși, hai să te văd. Totul e în ordine, te-ai vindecat năzdrăvan mic ce ești. Au trecut câteva zile, Buburuză și-a luat medicamentele, a băut mult ceai, s-a odihnit îndelung și în scurt timp se simțea bine. Doctorul Bufniță a venit din nou la ea și a constatat cu mulțumire că și Buburuză s-a vindecat. Acum putem merge împreună în vale ca să adunăm pietricele, sărea fericit Bobiță. Ce bine, să pornim la vale, au strigat cei trei pui ai doctorului Bufniță. Să vă îmbrăcați bine, seara asta e rece, a spus sever doctorul. Acest lucru nu mai trebuia să-i fie spus lui Bobiță și lui Buburuză. N-au uitat să-și ia fularele, șepcile și nici pantofii călduroși. Au alergat pe malul apei până seara târziu, iar gălețile le-au umplut cu pietre care mai de care mai frumoase. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
Zmeul de hârtie. Bobiță, băiatul Melc, dormea încă atunci când Buburuză, fetița mămăruță, bătu în geamul lui. Bună dimineața, Bobiță! Vino să facem un zmeu de hârtie! Buburuză desenă zmeul, iar Bobiță îl decupă. Apoi l-a ornat cu panglici colorate. În final au legat o frânghie lungă de zmeu. Să-l încercăm, spuse Buburuză. Au pornit ținându-se de mână ca să lanseze zmeul. Degeaba îl lansau din nou și din nou. Zmeul cădea de fiecare dată. Urc în copac și încerc de acolo, poate va zbura, zise Buburuză, dar zmeul căzu și de data asta. Dintr-o dată se porni vântul. A luat zmeul pe sus în forță și odată cu el a luat-o și pe Buburuză. Bobiță, ajută-mă! Bobiță a urcat în copac și a apucat piciorul Buburuzei, dar nu a putut să tragă zmeul înapoi. Acum zburau amândoi mai departe. Tocmai pe acolo zbura Baltazar, băiatul albină. A apucat piciorul lui Bobiță, dar nici el nu a reușit să tragă zmeul înapoi. Acum zburau toți trei. În vârful unui brad stătea Dima, gândacul cartofilor. A apucat și el piciorul lui Baltazar și acum zburau toți patru. Săltăreață, ajută-ne! I-a strigat Baltazar fetiței lăcustă, care tocmai se plimba pe acolo. Săltăreața a apucat piciorul lui Dima și acum erau cinci care zburau mai departe. Fulgușor, fetița fluture, zbura și ea pe acolo. A prins piciorul săltăreței și au ajuns să zboare toți șase. Vendel, băiatul rădașcă, și Adiere, fetița libelulă, se uitau speriați după ei. Zmeul s-a împotmolit chiar în vârful bradului, iar cei șase au căzut pe vârfurile copacilor. Apoi furtuna s-a oprit și a ieșit iar soarele. Bobiță s-a uitat cu îngrijorare către mămăruță. Buburuză, eu nu știu să zbor. Cum cobor de aici? Nu fi îngrijorat, Bobiță. Vom găsi noi o cale. Am și găsit rezolvarea, a strigat Vendel. Vino, Bobiță, sar pe prelata asta. Nu-ți fie teamă, n-ai să te lovești. În momentul în care Bobiță a căzut pe prelată, a și zburat înapoi, în sus. Priviți-mă, ce bine e! Să încercăm și noi, au strigat și ceilalți. Au sărit în sus și în jos până seara târziu. Noaptea, când toți locuitorii pădurii dormeau deja, vântul s-a întețit din nou, luând cu el zmeul de hârtie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Păianjenul de peșteră. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar adunau frunze colorate în pădure. Deodată au auzit un plâns. Și tu ai auzit asta, Bobiță? Întrebă Buburuză. Da, vine din peșteră. Să intrăm și să vedem cine plânge.
Au intrat tot mai adânc și le era teamă. Deodată au văzut de unde venea plânsul. O mică gâză de flori era cea care plângea. Ce s-a întâmplat cu tine, gâză mică de flori? De ce plângi? M-am pierdut prin peștera asta întunecată. Nu găsesc ieșirea. Cum ajung acasă, în căsuța mea cea mică? Se smiorcăia gâzuța. Cum te cheamă? Întrebă Bobiță. Sunt Biluță. Haide, nu fi trist. Nu fi trist, îți arătăm noi drumul spre căsuța ta, a spus amabilă Buburuză și îmbrățișă gâza. Deodată se auziră sunete ciudate și înfricoșătoare din adâncul peșterii. Toți cei de acolo se luară în brațe de frică. În clipa următoare apăru un păianjen mare și veninos, care strigă furios înspre ei: cine m-a trezit din somn? Ce căutați în peștera mea? Să fugim! Strigă Baltazar și toți o luară la fugă. Veniți să ne ascundem aici! Zise Buburuză îngrozită. Toți s-au ascuns după o stâncă. Spre norocul lor, păianjenul nu-i observă. Dar Biluța a început să plângă, iar păianjenul văzu grupul care se ascundea la perete. Bobiță, Buburuză, Biluță, Baltazar și Fulgușor au luat-o iarăși la fugă cât de repede puteau. Dar vai, Baltazar s-a împiedicat de o piatră și păianjenul i-a ajuns din urmă. Bobiță își apăra curajos prietenii cu o creangă ascuțită. Pleacă de aici, păianjen urât! Striga el. În timp ce Bobiță distrăgea atenția păianjenului, Fulgușor și Baltazar fugeau de jur împrejurul acestuia cu o frânghie lungă. Buburuză îl apăra pe Biluță ca păianjenul să nu-l ajungă. Ai dat de belea! Zise Baltazar. Păianjenul încercă să se elibereze din strânsoarea funiei, dar nu reuși. Apoi, la un moment dat, începu să plângă. De fapt, n-am vrut să vă fac niciun rău. Niciodată n-am făcut vreun rău cuiva. Eram doar supărat pentru că m-ați trezit. Vă rog, dați-mi drumul. Vă voi arăta ieșirea din peșteră. Chiar nu ne faci vreun rău, ne promiți? Întrebă Bobiță. Da, vă promit. Haideți, urcați pe spatele meu să vă scot de aici. Toți s-au așezat pe spatele păianjenului și în scurt timp au găsit ieșirea. E timpul să ne luăm rămas bun. Să mai veniți și altă dată în peștera mea. Mulțumim pentru ajutor, păianjenule, spuse Fulgușor. Între timp, Biluță a dormit în brațele lui Buburuză. Ce ne facem acum cu el? Întrebă îngrijorată Buburuză. Să-i facem un cărucior, propuse Bobiță și se apucară de treabă. Au făcut căruciorul din coajă de castană și roțile din crenguțe tăiate. Oare unde o fi căsuța lui? Știu eu! Strigă Fulgușor. Când au ajuns la căsuță, Biluță se trezi în cărucior. Ia te uită! Asta e căsuța mea! M-ați adus acasă! Vă mulțumesc frumos! Noapte bună, micuțule Biluță! Și altă dată să nu mai mergi singur în peștera întunecată, căci te vei pierde din nou! În semn de rămas bun, îmbrățișară mica gâzuță de flori. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vrăjitoarele. Într-o zi de vară, Bobiță, Buburuză și prietenilor discutau despre vrăjitoare. Voi credeți că există vrăjitoare? Întrebă Baltazar, băiatul albină. Și că zboară pe coz de mătură noaptea? Păi nu știu, mormăi Bobiță. Peste puțin timp, Bobiță și Buburuză au pornit spre casă. Ce-ar fi dacă am venit noaptea aici? Poate am vedea vrăjitoarele? A propus fetița mămăruță. Într-o
într-un coș, și-au pus mâncare și de băut și-au pornit din nou către câmpie. Au privit cerul îndelung, dar nu s-a întâmplat nimic. Vino, Buburuza, să mergem acasă. Cred că nici nu există vrăjitoare. Buburuza se opri dintr-o dată. Bobiță, am auzit un sunet ciudat de după copacul acela. Buburuza, se mișcă crengile copacului. S-au îmbrățișat îngroziți. Deodată o vrăjitoare a zburat de după copac. Bobiță și Buburuza au strigat în gura mare de teamă. Apoi a apărut o altă vrăjitoare pe cer. Fugi, Bobiță, să ne salvăm! Și fugeau cât îi țineau picioarele. S-au ascuns repede după o tufă. Oh, Buburuza, ce păcat că nu sunt prietenii cu noi! Cele două vrăjitoare au coborât pe pământ, s-au dezbrăcat de pelerinele și pălăriile negre și au început să strige cu veselie. Ba da, prietenii voștri sunt aici! Noi suntem Fâlgușor și Baltazar! Buburuza s-a supărat foc. Voi ați fost vrăjitoarele! A fost urât din partea voastră că ne-ați speriat așa! Noi am vrut doar să vă facem o farsă, i-a explicat Baltazar. Bobiță era și el îmbufnat. A fost o glumă nesărată. Veți regreta voi. Cei doi au pornit supărați spre casă. Trebuie să inventăm ceva, Bobiță, ca să le-o plătim. Ce-ar fi dacă și noi i-am speria? Asta e, strigă Buburuză. Am o idee fantastică. Fulgușor și Baltazar au rămas pe câmp. Ce să facem acum? Se sfătuiau între ei. Poate că, de fapt, n-a fost o idee atât de bună. În acest timp, Bobiță și Buburuza au fugit la casa mămăruței și s-au îmbrăcat în costume de drăcușori. Și-au luat haine negre, șepci negre și din hârtie roșie și-au lipit coarne pe cap. Grăbește-te, Buburuza, zise Bobiță nerăbdător. Îi văd venind! Amândoi s-au ascuns după o tufă și au așteptat ca Fulgușor și Baltazar să ajungă. În clipa aceea au sărit de după tufă, speriindu-și tare prietenii. Ajutor! Ajutor! Au strigat Fetița Fluture și Albinuța. Vedeți ce rău e când ești speriat? Spuse băiatul Melc, în timp ce își lua furios șapca de pe cap. Tu ești Bobiță? Întrebă mirat Baltazar. Ați făcut ceva foarte urât. Ceva urât? Dar gluma cu vrăjitoarele a fost și mai îngrozitoare, strigă Bobiță. Ba nu, gluma cu drăgușorii a fost mai urâtă. Ajunge, le zise Buburuză. Încetați cearta, să ne împăcăm. Vă promitem că nu vom mai face așa ceva, dar și voi să ne promiteți că nu ne veți mai speria. În regulă, au spus ceilalți. Nu vreți să încercați șapca cu drăgușor? Întrebă Buburuză. Ba da, și voi puteți îmbrăca pălăriile de vrăjitoare. Mai mult, dacă vreți, vă puteți așeza pe măturile noastre. Ia te uită, strigă Bobiță. E foarte bine, zburăm ca și vrăjitoarele. Așa e, adăugă Baltazar. Zburăm ca vrăjitoarele adevărate. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Fetița Bondar. Bobiță, Buburuză și Baltazar au pornit dis de dimineață pe câmpie ca să încerce noua parașută cu sută de albinuță. Acolo mai era cineva, o fetiță bondar necunoscută, care culegea flori de liliac și între timp cânta voioasă. Primăvara a sosit, tra-la-la-la-la, liliacul a înflorit. Baltazar i-a vorbit primul. Bună, fetiță bondar! Eu sunt Baltazar, băiatul albină, cel de lângă mine e Bobiță, băiatul Melc, iar ea este Buburuză, fetița mămăruță. Tu cine ești? Eu mă numesc Dorothy, sunt în drum spre casă și am făcut cale lungă. M-am oprit să mă odihnesc pe câmpie. Noi tocmai vrem să încercăm noua parașută, vrei să vii cu noi? Întrebă Baltazar. Vin, cu plăcere! Baltazar și Dorothy au sărit primii de pe deal. Apoi fiecare a încercat parașuta pe rând. S-au jucat până seara târziu.
Nu-i așa că vii și mâine cu noi? A întrebat emoționat Baltazar. Nu, din păcate mâine trebuie să pornesc dimineața de vreme. Locuiesc departe de aici și am foarte mult de zburat. Așa că Bobiță, Buburuză și Baltazar și-au luat rămas bun de la Dorothy. În drum spre casă, Baltazar era atât de mâhnit încât Buburuză l-a întrebat: ce-i cu tine? Baltazar e îndrăgostit? Chicotea Bobiță. Bobiță, nu e frumos să râzi de cineva? S-a răstit la el supărată Buburuză. Știi ceva, Baltazar? Spune lui Dorothy să rămână aici. Îi vom construi o căsuță în pădurea noastră. Ce idee bună! Mâine dis de dimineață am să merg pe câmp și am să o rog să rămână. A doua zi, Baltazar, Bobiță și Buburuză s-au trezit de vreme. Fugeau spre câmpie ca să vorbească cu Dorothy. Dar vai, au întârziat. Fetița Bondar plecase deja la drum, dar a lăsat o scrisoare prinsă pe un copac în care își lua rămas bun de la prieteniei. Baltazar s-a așezat pe iarbă și a început să plângă. De data asta, Bobiță nu mai râdea de el. Să mergem după ea, a spus băiatul Melc. Sigur o ajungem din urmă. Bobiță, tu mergi încet ca un melc. În felul acesta nu vom ajunge din urmă pe Dorothy, zise amărât Baltazar. Bobiță era să se supere când dintr-o tufă ieși un arici. Poate vă ajut eu. E drept că nu mă mișc prea repede. Totuși sunt mai rapid decât voi. Micii prieteni s-au bucurat nespus de mult. Au făcut o mică trăsură din coș de castane, au agățat funia trăsurii de țepi ariciului și micul atelaj porni la drum. Să ne odihnim puțin, propuse Buburuză. Ne continuăm drumul mâine dimineață. Dar Baltazar se puse iarăși pe plâns. Nu vom găsi niciodată! Ce miros plăcut de liliac! Strigă deodată Bobiță. Liliac? Se miră Buburuză. Veniți cu mine să ne uităm prin prejur. N-ai avea chef să trăiești de acum înainte în pădurea noastră? Ți-am construit o căsuță așa cum ți-o dorești tu. Nu ar mai trebui să zbor pe meleaguri îndepărtate. Am fi fericiți dacă ai rămâne cu noi. Da, așa e. Am fi foarte fericiți. Au aprobat Bobiță și Buburuză. Mulțumesc, rămân cu drag aici la voi, a răspuns Dorothy emoționată. Ați făcut un drum atât de lung ca să mă ajungeți din urmă. E tare drăguț din partea voastră. S-au așezat în atelajul arici și s-au întors în câmpie. A doua zi de vreme s-au apucat de treabă. Au construit o căsuță frumoasă pentru Dorothy la marginea terenului cu lilieci. Când au terminat căsuța fetiței Bondar, au dat o petrecere. Au venit cu mic, cu mare locuitorii pădurii și au dansat și au mâncat până târziu. Au salutat noul locuitor al pădurii cu o petrecere voioasă.